Gedo ia, jocuri și prețuri de belea! Salut și bun venit la un episod de Farming Simulator 19 pe barbă neagră! În episodul ăsta recoltăm, avem aici o grămadă de canola strânsă, o să pornesc motorul și am dat pe automat. Și mai avem în partea asta aici, ia stai să ne și teleportăm în el, este un tractor plin, este tractor, iau, camionul ăsta Hulk Plus este absolut plin, mai am, sunt la 97%, nu putem să spunem că e absolut plin. Acum, cum a fost de Crăciun? Cum a fost prima zi de Crăciun? Ce ați primit de Crăciun? Lăsați-mi în comentarii dacă ați primit ceva interesant. Dacă nu ați primit ceva interesant, nu-mi puneți în comentarii. Vreau să văd așa dacă ați primit ceva interesant. Nu e neapărat scump, ci interesant. Eu cu Mihaela am fost pe la Barcelona. Avem și vlog. Îl aveți și pe ăla în descriere dacă vreți să-l vedeți. Și de asemenea îl vedeți și la sfârșitul episodului ăstuia. Dacă vreți să vedeți cum arată Barcelona pe timp de decembrie, de fapt, că luminițele alea sunt puse pe, cred că de pe 10, de pe 15 decembrie, și nu e chiar toată luna, este aproape toată luna. Și da, noi asta am făcut, ne-am dus pe la Barcelona să vedem cum e pe acolo, ne-am petrecut 25 cu niște prieteni și și cam atâta. Păi relax un picuț așa, nu că n-am fi fost noi înainte destul de relaxed, știi? Cam așa. Și cu multe prăjituri. A făcut Mihaela niște carpați extraordinari. Extraordinar, domnule. Extraordinar, niște eclere superbe și brownie. Deci trebuie să alerg, acum vine ianuarie, trebuie să dau prăjiturile astea jos. Se pricepe extraordinar de bine la a face prăjituri. Micaelina mea și cântarul meu este dovada acestui lucru. Mă uit să văd care este prețul acum la canola. Avem un preț de 1,968, ăsta e cel mai mare și este în creștere în momentul de față la Port South East. Deci putem să vindem la 2000, putem da un pic timpul, este o ceasul 7.38, ok. Putem da timp un pic pe 120 și dacă mai observați, uite, o să pun în umbră acolo deasupra, avem 562.000 de euro pentru că am vândut, ghișce, Oreo. Am vândut Oreo, am vândut cafea, pentru că am avut două zile timpul dat pe rapid până acum. Și ce am mai vândut? Strawberries nu am vândut și nici hamon sau jambon. Pe astea le-am lăsat să le vindem la cameră și pe cealaltă le-am vândut. Și nici, nu mai știu, lapte am vândut? Mi se pare că n-am vândut nici lapte, așa că o să mai facem bani și din asta. Așa, avem un preț în creștere și văd că crește destul de rapid. Bun. Acum, avem o combină care recoltează terenurile alea. Vreau să mai închiriem o combină și să terminăm și celelalte terenuri. Să o facem așa foarte, foarte repede. O ducem la Harvesters și hai să dăm ceva. Putem să luăm clasul ăsta. Deci nu, doar că mie nu-mi trebuie chiar o combină atât de mare. O să iau pe asta, tot de la clas, că e interesantă. Așa, tati. O luăm pe asta, barabing, barabong și probabil îi voi lua un header de la mare. Am putea să facem chestia asta și să economisim mai mult timp. Deci o să trebuiască descărcată combina mai des. Aici e beleleaua. Uite, putem să-l luăm pe ăsta și îl închiriem și pe ăsta. Nice. Așa, nici nu s-a simțit investiția asta. Ia să vedem prețul la canola mai în creștere. E încă în creștere și uite că a crescut cu aproape 300 de euro per tonă. Ceea ce s-a meritat cu vârf și îndesat faptul că i-am dat timpul pe rapid. Este încă 10.27 de dimineață, așa că în regulă încă putem să lăsăm timpul pe rapid. Bun, acum la magazin avem noua noastră combinuță care este cola așa pregătită de a recolta și este perfect pentru că o pun fix pe terenul ăsta. Așa voi avea și două combine să nu mai trebuiască să mai pierd timp mutând clasul meu actual, cel pe care îl dețin, de la terenul mare, de la ferma numărul 2, la terenurile astea, știi? Așa e cel mai bine. Sper că nu voi avea probleme totuși cu header-ul ăsta. Asta e o combină mai slabă. Din cauza asta nu costă chiar atât de mult să o închiriezi. Ia să vedem aici dacă s-a oprit prețul, creșterea a ajuns la 2000. Ok, bun. Acum o să dau timpul pe normal. Acum încă o să crească prețul, doar că nu crește chiar atât de mult. Crește foarte, foarte puțin și nu se merită. O să mai ajunge probabil la 2000, bă, maxim 500. Maxim 500, aș spune. Așa că o să opresc acolo și cel mai bine ar fi să vindem și canola aia. Ideea mea următoare e să fac câți mai mulți bani. Wow! Vizual intră, dar nu intră. Ok. Stai să vedem cum o facem pe asta. Păi dacă intru, uite, așa, forțez un pic, o dau un pic așa în spate, stai așa, stai așa, că am un plan. Sunt un om cu un plan, ok? Ok, acum sunt fix ca câinii aia care au un băț în gură, știi?
și nu poate să intre prin ușa. Ok, hai să încercăm altă rută, văd că nu merge planul meu. Vreau să mă bag un picuț așa, dar nu merge direcția. Probabil cu direcție pe față ar fi funcționat mai bine. Hei, hei, uite, hai că am reușit. Bun, perfectos. Bun, și aici îl punem colea așa. Nu ar trebui să-l descărcăm chiar foarte des. Din simplu fapt că avem canul ăla, n-avem grâu. Dacă aveam grâu, mai ziceam, da, avem canul ăla, așa că e în regulă. Bun, i-am dat să iau un hășuleanu. Ia să vedem dacă l-am încadrat frumos. Nu vreau să-mi rămână nimic. Perfect, nice. Bun, avem lecțiunul la 90%. Aoleu, 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 stai un pic. Din cauza asta am venit eu cu ăsta. Aha! Cu o remorcă extra pentru a descărca rapița. Și cred că asta este ultima descărcare pe care o fac, pentru că aproape terenul ăsta este gata. După aia trebuie să punem din nou ceva aici. Încă nu m-am hotărât ce sfeclă nu voi pune pe terenul ăsta mare. Voi pune altceva, probabil soia, ca să facem o rotație a culturii. Așa, 95%. Ok, suntem bine. Suntem bine, se încarcă. Suntem acolo. Poate putem să încărcăm în timp ce mergem. Hai să facem așa. Așa, mai avem 25 de tone aici. Poate profităm de prețul ăsta atât de mare și merg cu ambele. Merg și cu camionul, merg și cu tractorul ăsta și mergem cu toate pentru a vinde canola și o să luăm o sumă chiar foarte, foarte bună pe tot ce avem aici. Stai așa că m-am îndepărtat prea mult. Așa tot. Very nice, very nice. Mi-ar mai trebui o combină. Mă gândesc serios dacă să mai cumpăr o combină sau nu. Dar mi-ar trebui o combină tot așa, una măricică, știi? Și mi-ar trebui și un sprayer. Dar sprayerul îmi este, cred eu, mai necesar acum decât combina. Așa că nu știu exact ce să fac. Combina o mai pot închiria. Doar că sprayerul mi-ar fi ușurat mai mult situația. Și cred că am să optez pentru treaba asta, pentru sprayer. Așa, pe ăsta l-avem aici. Hai să mergem cu Hulk plus-plusul. Așa, și pe ăsta o să-l pun în spatele Xerionului. De ce? Pentru că tractorul merge mai încet și evident ne trebuie viteza mai mică. Acum ia să vedem noi unde se vindea cel mai bine canola. 2439 la Port Southeast. E perfect, este relativ aproape. Nu trebuie să mergem foarte, foarte mult. Și tot. What? Nu pe ăla! What the hell, man? Nu lua pe ăla. Ia-l pe ăsta. Așa. Altă viață. Oh, shit. Stai un pic cu ea în dreapta cumva. Nu, n-a luat-o. Ahead. Dar nu trebuie ahead distance. Îmi trebuie behind. Cam așa îmi trebuie mie. Ia să vedem dacă merge. Ce s-a fi întâmplat cu modul follow me? Gata? Adică se mișcă foarte încet. Ok, înseamnă că accelerația nu este extraordinară din cauza că are 3 remorci. Sau merge cu maximum de viteză pe care l-am pus pe 10, ia să vedem. Sunt curios dacă mă ajungi din urmă. Ok, bun, ne îndreptăm către Port South East cu toată viteza înainte. Hai mă că merge, bagă viteză, văd. Bun, mă așteptam ca Hulk plus plusul să rămână în urmă, like what? Hulkule, hai tati. Go, 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 go. Așa, hai să facem bănișorul. Hai să facem bănișorul. O să facem foarte mulți bani după treaba asta. După canola, și asta a fost și ideea, evident, că de-aia am pus canola. O să mai facem și mai mulți după ce punem soia. Și, hop, ia să vedem cum o ia pe asta Hulk-ul, ia. Taci, că am luat-o ciudat acolo. Pă ce ai făcut, bobiță? What? What? Ce nu i-a plăcut ăstuia? Nici nu știu dacă pot să mai salvez de aici. Dude, nu mai pot să mai salvez! Cum se poate așa ceva? Nu am pe aici unui loader? Come on, nu, am dus un loader-ul de aici. Shit, hai să venim cu manul ăsta să vedem dacă putem să-l ajutăm. Dude, cum se poate așa ceva? Cum se poate, cum se poate, cum se poate? Da, și o să vin și hamonul, să vedem dacă avem un preț bun. Mi-ar face plăcere să vând hamonul. Am pus pe aici niște semințe, am pus niște apă. Asta, zi-mă să-i zic, livada are acum apă, doar că nu are îngrășământ. O să trebuiască să aducem niște bălegar la ea. Op! Lol! Mamă, jur că asta nu este orientarea mea. De obicei nimerez gaura, ok? Nu mă judecați după treaba asta. Trebuie să facem o poză aici, lol. Asta e operațiune de salvare. No, trebuie să-mi iau avânt neapărat. Doar că nici cu avântul am văzut că nu funcționează cine știe ce. Da, ce avânt?
Hop! Ok, ok, ok. Fii atent, și acum venim rapid așa prin învăluire. Și iau și curbă în timp ce venim. Fii atent. O, da, i-o dăm, i-o dăm. Acum, hop! Aoleo, nici nu s-a mișcat. Holy shit, man. Trebuie să lăsăm pe ăsta să plutesc un pic pe apă aici. Vreau să văd dacă are ăsta forță să dea înapoi. Are. Gorgeous, gorgeous. Helper B has a nearly full grain tank. Ok, putem să mergem și să mai încărcăm cu niște canola pe drum. Zic și eu și merge și vinde mai multă chiar. Așa tot. Bun. Hai da. Let's go, let's go. Bun, pe așa facem. Hai să descărcăm și cu cealaltă combine, că e la 80% în momentul de față. 90%. Holy shit, man. Ok. Și facem trebușcă. Da, mai avem pe aici niște paleți de căpșuni pe care trebuie să-i vinde. Și avem aici 1, 2, 3, 4, 5. Avem 5, doar că o să trebuiască să vindem decât 4, din cauza că ceilalți nu sunt făcuți. Celălalt, de fapt, că decât unul singur mai rămâne, nu e făcut. Uite, uite ce pățește ăla din cauza greutății. A reușit să se... Ok, în regulă. Deci să țin minte, să nu mai fac curbe de-astea foarte strânse. Zise el, făcând o curbă foarte strânsă. Ia stai să vedem cum o ia pe asta. Hai că a luat-o bine, hai că a luat-o bine, hai că a luat-o bine. Deci nu trebuie să mai pun curbe, ci drept, asta este. Bun, hai că e în regulă, hai că e în regulă. Sper să nu dea în combina asta, vine asta cu viteză. Acum mă rupe și pe mine și pe combina. Că frâna lui nu prea funcționează acum, din moment ce am 3 remorci în spate cu canola. Pune frână, boss! Uite, merge așa în zigzag. Frână! Oh, shit! Mă așteptam asta, chiar mă așteptam asta. Așa, Tucano, văd că avem acolo 580, ok, era 50% acum. Băi, perfect, plec cu remorca asta aproape plină. Ce tare! Avem foarte, foarte multă canola în momentul de față aici, like, extraordinar de multă canola. Și încă mai avem de recoltat, mai avem și grâu. Așa, atât, 1, 0, aia e. Bun, let's go! Mamă, că nu te blochează nimeni, calmează-te, chill. Chill un pic, chill un pic, chill un pic. Așa, să vedem aici prețul, dacă a făcut vreo schimbare, deși n-a durat chiar atât de mult timp cât să facă. M-a mai crescut un pic, atât tot. Bun, perfectos, nice. Așa, da, o să cumpăr spereul de la Hardy. Mă gândeam să cumpăr spereul de la Hardy pentru că ăla într-adevăr mă ajută și să fac lucrurile mai rapid. Și făcând lucrurile mai rapid, evident, este mai eficient, adică implicit mai profitabil. Mai vreme să mă ocup și de, și de lemne și facem asta, doar că nu acum, trebuie să mai strângem bănișori. Probabil la următoarea cultură să vedem. Ce face la acolo, mă? Lasă blocat? Nu. A, ăla dă fix în stâlp. Fii atent, fii atent, fii atent, că se blochează. Uite-l, uite-l, uite-l. Calmează-te, boss, chill un pic. Holy shit. Așa tot, hai să vindem. Asta este prima remorcă cu rapiță. O, da. E de bine. Atât vă spun că e de bine. Aia e. Avem, 87.000 numai dintr-o singură remorcă. Ușe, tot așa. Așa, stai să vedem că putem să descărcăm două deodată. Avem prima, pac, pac. Avem două deodată, selectăm și pe a treia. Și pregătiți-vă acum că vom avea un profit extraordinar. Sigur, vom trece de milion cu toată cultura dacă recoltăm pe toate trenurile, evident. Hai și pe asta. Avem 800.000 acum, doar, aș putea să spun, doar din terenul cel mai mare. Și am făcut o grămadă. Nice, deci am făcut aproape 400.000 din canola asta pe care am vândut-o. Gorgeous! A gorgeous! Uite ce meroțile acolo. Bă, cum e asta setat? E cumva setat să vină mai aproape de tractor, văd. Vreau să o descurc aici? Bă, ăsta nici mai pornește, mă. What the fuck? S-a dezactivat modul follow me din cauza că nu putea să intre în mine, fii atent. Really? So lame. Nu-l mai pun o dată. O să măresc un pic distanța, poate că funcționa treaba asta. Yeah. Na, behind distance, 20. E bine așa? Bun, se pare că îi convine mai mult așa.
Aici avem într-o curbă de asta strânsă, sper să n-avem probleme. Un șerpuire. Ia, taci. Hai că e în regulă, e bine. E în regulă, e bine. Avem lecțiunea 33% și 47%. Clasul pe care l-am închiriat acum. Ok, trebuie să duc neapărat remorcile pe aici. Avem 875.000. Păi putem, cred eu, să ne cumpărăm și hardiu. Și cred că o să facem bani și de o a doua combină. Da, ar fi super dacă am avea bani de ambele. Ar fi genial. Așa, bun, ăla vine. Hai să profităm și noi de timpul ăsta și să cumpărăm hardiu, pentru că o să ne trebuiască. Așa, dăm la sprayers în primul rând. A, da, și am vândut și 100 și ceva de porci. Am vândut 100 și ceva de porci. Stai să vă arăt. De aici mi s-au mai adunat și alți bani. La văcuțe nu am vândut văcuțe, deși trebuie să fac un calcul să văd câte vaci am. Să văd dacă mai au loc să se înmulțească. Și avem așa la porci. După cum bine vedeți, avem 185 pentru că au fost 300 în cap. Și am vândut 115. Am văzut 115 porci, am luat în jur de 100.000, 100 și ceva de mii de euro, pentru că restul a fost taxa de transport, nu am dus eu porcii. Mă înțelegeți? Și făcând treaba asta, am ajuns la suma de 500 și ceva. Deci, un pic de colo, hai că s-a adunat și am făcut și noi un profit foarte, foarte frumos. Bun, acum, hai la sprayers. Băgăm aici la crop protection, baby, crop protection. Zicem cheiau ăsta, dar... Da, nu-mi plăcea că nu are erbicid și eu pentru erbicid de luam, așa că îl voi lua pe ăsta. 500.000 mă costă hardiul ăsta, oh my god. Ok. L-am cumpărat, am făcut o investiție foarte, foarte mare în momentul de față. Bun, ia să vedem, 39.74%, perfectos. Acum, nu știu ce să mă fac eu, ia să vedem dacă ăștia mai au nevoie. Mai aveți, mă, nevoie de apă, ăsta nu prea, ăștia nu. Of. Am aici apă. Și nu știu cum Dumnezeului să scap și eu de apa asta. Am în rezervorul ăsta apă. Înțelegi? Și vreau să vând laptele și nu pot. Din cauza că nu pot să las apa pe jos, pur și simplu. Și nu știu ce să-i fac la apa asta. Am mult tonaj de apă. Mă înțelegi? Hai să mai punem pe aici, poate mai trebuie. Și da, nu știu ce să fac să scap de apa asta. Am prea multă apă și îmi trebuie să bag niște lapte. E o situație ciudată. I know. Hai să băgăm aici niște apă. Așa, la seara de cafea. Mergem și la seara de căpșuni și vedem câte căpșuni s-au făcut. Le spawnăm eventual ca să le și vindem. Văd că aici intră ceva. Ok. Și mai mergem și la fabrica de sare. Să ducem niște apă și acolo dacă mai rămâne. Dar posibil să intre toată apa aici. Oh, wow, am scăpat de apă. Gorgeous. Gorgeous. A, nu, mai am o tonă, 744. Păi asta cred că o să intre la seara de căpșuni. Cine a trimis mod de făcut? Helperii? A, cred că... Da. Wow, ok, am făcut terenul cel mare. L-am recoltat în totalitate în momentul de față. Hop. Mamă, unde are ăsta trigger-ul? Dincolo de el. Bun, hai să mergem. Vreau să mergem să vindem niște lapte acum. Doar că... Ia stai un pic. Stai un pic pentru că eu ar trebui să fac și altceva acum. Hai să punem combina asta. Să punem să lucreze și alt teren. Las-o așa. O să deschidem ăsta. Decoplation. Barabing, barabong. Și merem în bază. Și aș vrea să păstrez clasul ăsta doar pentru terenul ăsta mare de aici și să am altă combină pentru celelalte terenuri din partea cealaltă de acolo, de la ferma numărul 1. Și să am decât pe ăsta aici. Să trebuiască să le mai mut de colo-colo. Inițial, acum a fost ideea mea să mă duc cu ăsta să pun pe celelalte terenuri, doar că tot eu m-am răzgândit și am zis, bă, nu, că de-aia am două, una acolo, una aici. Hai să păstrăm treaba asta și să fim cât mai eficienți. O să vin să parchez pe aici. Wow, ăsta nu mai era. Stai un pic că trebuie să repar combina. Damn, son. Ia uite că ne ia 4.000 pentru reparare. Și ar trebui să o și încărcăm cu diesel. O să las motorul pornit, sper că se încarcă și o să las aici. Perfect. Gorgeous. Ah, ce mă place când văd progrese foarte, foarte mari. Așa, terenul ăla e în facere, deocamdată pe tine nu te pun la treabă. Pe tine nu. Așa. Bun, hai să descărcăm. O să folosesc.
Da, o să folosim Hulk-ul și o să țin remorca cu tractorul cu Xerionul pentru grâul din stânga. Că nu cred că intri să ne iasă, nu mai mult decât o remorcă de asta? Na, nu cred, a? Să ne iasă mai mult de o remorcă? Bă, nu cred că ne iese mai mult de remorcă. Așa, avem 381.000, mamă, de ce ni se duc banii atât de repede? A, din cauza că plătim motorina, cred. Acum s-a oprit. Ok, am dat 1000 pe motorină să încărcăm combina. Este foarte faină opțiunea asta de a lăsa motorul pornit, pentru că poți să las motorul pornit și să facă ceva, să descarce apă, să încarce, să, uite, să se încarce cu motorina, rezervorul și așa mai departe, în timp ce eu mă duc și fac altceva. Foarte, foarte bună opțiunea asta. Hai să ne uităm un pic la combine, să vedem cam ce am vrea așa pentru zona asta de ferma numărul 1. Cu un John Deere nu prea am jucat de mult, avem încă un clas aici, clas dominator, sau cu un Fendt, de ce nu? Uite, Fendt 662-75, e interesant, e interesant, dar are un bunker foarte, foarte mic. Mai avem aici un mod, 198.000 mă costă ăsta, are o capacitate de 22 de tone, ceea ce e genial, este genial și viteza de lucru este de, viteza de lucru, pardon, viteza în general e 32 de km pe oră, ceea ce din nou e genial. Ok, ok. Posibil, posibil să o luăm pe asta, mamă, are niște roți, holy shit! Voi știți că eu sunt fan roți groase, dar astea întrec orice măsură. What the fuck? Grain tank extension? Da. Da. Da, te rog. Avem 10 tone. Nu știu exact cât îmi adaugă astea, dar nu, vreau extensia mare. Cred că asta e, uite, 14 tone. Asta e și mai mare. Full factory static. Nu fie asta cea mai mare? Tarp covered. Nu e, mă, fii atent. Uite-te câte opțiuni avem. Dude, asta e și mai mare. 17 tone, tașcă mai putem. Tașcă mai putem, fii atent. Big top tip-up factory. Mamă, cât ai sus. Asta sigur e americanească. John Deere-ul ăsta sigur e făcut pe America. 543 de cai putere. Ok. Mamă, câte opțiuni avem. What the fuck? Uite câte opțiuni. Prima combină pe care o am cu opțiunile astea. Ok, mai dăm. Acum asta s-a lățit, 19 tone. Ok, extensii pe colțuri și în sus, 22 de tone, 905. Astea sunt în stânga. Deci avem 23 de tone, am putea să spunem, capacitate. Uite-te cât e de mare bunkerul de sus, este ireal. Will Brand Goodyear. Da, Goodyear, cred că e foarte bun. Michelin. No, fuck it, long Goodyear. Wheel setup, două... rear wheel sau... Nu știu ce înseamnă asta, sincer. Am putea să luăm și așa. Am schimbat un pic efectul. Pentru că ar fi șinilată pe față. Văd că viteza tot de 32 de km pe oră e, așa că tot aia e. Opa, tașcă, aici ni se îngroașă un picuț. Dar deja prețul s-a mărit la 277.000, ceea ce tot ne încadrăm foarte bine. Îmi plac și nilatele astea late. Altceva, complet negru. Bă, parcă îmi plăcea mai mult cu galben. Parcă galbenul ăla e specific John Deere-ului. Sau pe roți. Nu știu ce să aleg. Ori pe roți, roți astea groase. Asta mă încântă că sunt roți groase. Sau și nilatele. Roțile sunt mai groase decât bunkerul? Foarte puțin, mă gândesc să nu fie nici prea lată combina. Pe când șenilele sunt, se încadrează la bunker. Știi ce? Hai să alegem șenilate, pentru că nu mai avem. Așa, și o alegem pasă, mi se pare interesantă, știi? Poate are și tracțiune, cine știe? Abaram. Numbers, no. 1, 2, da, pentru că asta este a doua combina noastră, așa că voi pune numărul 2. Perfect. Specification, North America, Australia. Australia, mate. South America. Hey, gango! Ok, astea sunt țevele de eșapament, cumva. North America, Australia, oversize. Ah, și cu triunghiurile astea. Ok, hai să luăm North America. Mi se pare interesant. Ok, foarte frumos. Asta se schimbă? Nu. Rear hitchers, atașamente pe spate. Am putea să adăugăm un atașament de ăsta standard și ne luăm header-ul după noi. Da, de ce nu? Și mai avem încă unul aici pe lateral. What the fuck? Hai să luăm standard. Ok, ce opțiuni mai avem? Băi, e foarte interesant modul ăsta. Holy shit, man! Deci, puteți să-l căutați așa. John Deere S680, S690 Series.
datorită motorului, că vine în mai multe posibilități. Chopper tailboards, regular vane tailboard, nu știu ce e asta. Asta. Pe unde iese spaiele. Ok, standard. Wow, advanced power cast. În regulă, dar ce fac? Regular, cred că regular o să iau, pentru că nu știu exact ce fac celelalte. Pipe, ia să vedem cine schimbă aici la țeavă. Vedeți țeava? O vedeți, da? Da, vreau cu extensie, clar vreau cu extensie. Și mai mare și mai detaliată, fii atent. Foldable pipe, asta e și foldable, deci se strânge în spate. Wow, și mai mare. Bă, cred că o vreau pe asta, dar nu vreau neapărat foldable. E ok dacă mi-o dai așa pur și simplu. Ia să vedem ce mai avem. Pipe new, new foldable. Oh my god, cât de mare se face. That's what she said. Ok, hai să luăm pe asta. N-aș fi vrut să iau foldable, să o luăm foldable. Ah, fuck it, o luăm doar așa și nu o luăm foldable. Bă, da, poate regret. Fuck it, hai să o luăm foldable. Avem ceva erori pe aici? Bă, deocamdată nu. Uimitor, gotcha. Bun, next, rear axis. Ok. Ce avem în spate? Ea standard. A, să mărim lățimea roților din spate. Wide, standard și wide. O să aleg standard, nu știu exact de ce aș alege wide. Engine-ul, ia să vedem, avem din 2012 S680 și ne mergem până la S690. A, ne dă și un motor mai nou. Avem așa 543 de cai putere acum. Văd că cai putere nu se schimbă cu nimica. A, se schimbă aici, mă, uite aici motorul, uitați-vă aici. Vezi, acest cover. Ca să nu dau eu mai mulți bani, o să selectez 580 și atât, din 2012, S680, nu știu ce am zis mai devreme. Ăsta, mă, din 2012, nu știu exact cât are, 473 de cai puteri, nu cred că o să avem nevoie de mai mulți cai puteri, ținând cont că terenul ăsta este drept. Noi nu facem pe deal, așa că e în regulă. Bun, asta a fost ultima modificare. Prețul total este de 287.000 de euro. Bun, și ăsta merge cu... Stai să vedem cu ce merge ăsta. Trebuie să mergem în spate. Și ăsta merge cu Magdon FD 640 FD. Ok, ok. Magdon 600 ceva, pui mei, alea. Ceva, nu avem și noi pe aici? Magdon, avem ceva de genul ăsta? Magdon. Cred că este... FD-ul ăsta de la John Deere. Hați, păsa l-am luat! 13,7 metri lățime. Din păcate, nu avem posibilitatea de a-l tracta. Which sucks, dacă mă întrebi pe mine. E chiar foarte nașpa chestia asta. Să-l iau pe ăsta. Mai avem o posibilitate, boss. Mai avem posibilitatea de a lua pe ăsta. Ăsta merge tractat și putem să-i schimbăm culoarea și putem să-i o facem fix de John Deere. Fii atent. Pac, de John Deere și l-am făcut de John Deere și l-am luat. Și ăsta poate fi tractat în caz că avem nevoie de chestia asta, înțelegi? Ăsta are mici erorițe. Vezi? Hai să luăm pe celălalt și vedem, după aia ne descurcăm. Numai din cauza că ăsta are niște erori, de asta nu-l iau. Bun, ăsta era. Nu am nicio posibilitate să-l modific pe ăsta, o să-l cumpăr. Asta a fost. Bun, opa, asta e așa că încurcăm situațiunea aici. Mamă, dar ce combină ne-am tras de eu, nu mă așteptam să am o combină așa faină. Oh, bă, stai un pic, că te-ai rezolvat acum. Așa, s-am făcut loc. Chill-o un pic, chill-o lea, că nu te mai împace în atâta. Calma. Așa, nu o să-l returnez pe ălălalt acum. În partea cealaltă ne-a dat header-ul. Ăsta este John Deere-ul, boss, asta este combina, ia să o admirăm. Se pare că nu merge mai aproape de atâta. Nu putem să dăm zoom la cameră. Ce, mă, asta e invers? Dar cum să pui, mă, tu ăsta invers? Oh my god. Și într-adevăr, burlanul, ia uite, țeava, este foldată pe spate. Deci am făcut foarte bine că am luat-o. Ni s-a pus și numărul 2 acolo. Genial, wow. Asta numesc eu vizibilitate. What the hell, man. Ce tare. Bă, e foarte frumos, ce să mai, impresionant. Impresionant modul ăsta, chiar foarte, foarte impresionant. Impresionant, pardon. Așa, avem ceva pe aici? Enable IC. Da. Oh, pot să schimb tot ce vreau eu, fii atent. Nu pot. Pot sau nu pot? Ce fac? Missing. Uite, mă, vezi, are niște erori aici. Asta nu merg.
O fi un mod din 2017 și portat pentru 2019 și nu s-a salvat ideea asta, că treaba cu IC-ul, adică Interactive Control-ul, 2019 nu a mai fost. Vezi, o fi și din cauza asta. Bă, da, extraordinar de mișto modelat, adică chiar foarte fain, uite, cu animații frumos, mai ales pe acolo pe la motor. Impresionant, sincer. Mamă, nu știu acum pe unde îl iau, stai așa să văd pe unde Dumnezeu l-a în cap. Nu, evident că nu sunt cap aici, evident că nu sunt cap aici și trebuie să vin pe partea cealaltă. Damn it! Uite și Hardy-ul. Bă, am fost la cumpărături sau ce? Nu mai avem decât de 5200 de euro. Ok, o să vând lapte. Laptele este acum salvarea mea. Ok, luăm pe aici, că m-am mâncat pe mine să nu iau header de la care se cuplează. Și trebuie cumva să trec de... Ai de capul meu, armata asta de copaci care mă împiedică. N-am decât să iau pe aici, fii atent. Așa mă, tata mă, frumos! Hai să deschidem. S-a lățit aici, s-a pus scara. Mamă, cu toată scara, dude. Ok, și îl punem pe terenul de grâu, ca să fac acolo treaba. Yep. Disable straw swath. Cred că enable straw swath. Avem pipe out. Ok. Bun, cred că sunt gata. Cred că sunt gata. Hai acum să-l punem pe terenul ăla și să vedem dacă își face și treaba cu lucrătorul automat. Sunt tare curios dacă funcționează la treaba asta. 80% este încărcat. Ok, ok. Ce, el nu te umple acum. Lasă-mă să văd pe ăsta cum funcționează, că ăsta e genial. Și bă, tatăle, bă, frumos! Hatsole! Erori? Nu! Gorgeous! De ce sunet avem? Foarte frumos! Bă, dar de la... O să încerc să-l găsesc. Dacă îl găsesc, vi-l pun în descriere. Să-l descărcați dacă vreți să-l încercați. De la volan mi se pare extraordinar. Mi se pare gorgeous. E foarte frumos de la volan să conduci. Foarte frumos. Nice. Alergere mai bună decât asta nu puteam face. Chiar nu puteam face. Bun. În ăsta? Asta este. Ia să vedem noi aici. Câte căpșunele avem, mă, boss? Ia. Faci și niște treabă cu căpșunele astea? Sugar, sugar, strawberry, strawberry. Ia. Bă, avem câteva, ce-i drept. Maximum 10 paleți. Ce facem cu 10 paleți? Stai un pic. Hai că vinde laptele după aia. Stai un pic. Avem niște paleți aici. Avem niște hamon. Ia să vedem. Hamonul se vinde foarte bine acum și căpșunele. Sau dacă mă o să vând căpșuni sau nu. Avem un preț de 1060 la căpșuna grill, ceea ce e în regulă, cred. Și hamonul are 2945. Ar putea avea și un preț mai bun, hamonul. Dar cred că o să păstrez așa și putem vinde la Port South East. Bun. Nu mai știu unde am pus eu tirul care... Asta e. Ok, și remorca am văzut e pus acolo. Parcată foarte, foarte bine. Și bă, tata, o să mergem să vindem căpșunile la grill și merem cu hamonul la... La port era? Parcă la port, nu? 2-9 Port South East. Up. Yap, yap. Ala era. Bun. Muncim, muncim, dar și când tragem foloasele, le tragem, boss. Oricum, acum sunt la un nivel și am atât de multe terenuri încât nu mai merge să mă mai încurc cu utilaje mici. Asta e și bine și nu e bine. Bine, evident, pentru că avem profit foarte mare. Nu e bine că utilajele alea mari costă, boss. Că costă o grămadă de bani. Oh, shit. Ia nouă? Nu? 10? Astea soate? Oh, man. Speram totuși să fie mai multe. Speram, speram. Uite, cred că la fabrici ar trebui, cel puțin la paleți, ar trebui ca textura să fie un pic mai slabă. Pentru că se repetă atât de mult încât cauzează lag. Cred că fabricile care plănuiesc să mai apară în economy ar trebui să aibă texturile un pic mai reduse. Așa, un boss, hai, vinde-te tu aici. Și mergem de îndată și la... Să mergem la hamoneală, cred că la hamoneală mergem, pentru că lapte, am foarte mult lapte și trebuie să fac două drumuri cel puțin. Da, chiar cel puțin, trebuie să fac două drumuri și ceva, dar probabil doar două drumuri o să fac și după aia las. Eu am 60 de tone de lapte, deci gândiți-vă că o să scot și de acolo. Hai să vedem la lapte ce preț avem, să ne facem așa o idee, cam cât am luat noi. Pun 50 de tone, ca să-mi fie ușor de calculat. Cel mai mare preț e de 2800 aici. E în regulă, la Dorfladen. Nici nu am vândut vreodată la Dorfladen. Unde e ăsta? Dorfladen. Oh, uite-l aici. Lol, n-am văzut niciodată aici. Trebuie să mergem să vindem. Deci, avem un preț foarte, foarte bun, zic eu.
2800. Aoleu, păi foarte bine. Este foarte, foarte bine. Ar fi, dacă vindem 50 de tone, o să fac o estimare mai mare. Prima dată dublăm, avem 50, logică luăm 100 de mii și mai luăm 8 ori 5, 40, adică 40 de mii. 140 de mii ar trebui să luăm dacă vindem 50 de tone de lapte. Ceea ce e în regulă, ceea ce e în regulă. O să ne mai acoperim un picuț costurile. Deja avem 26 de mii, uite, am mai făcut acum din căpșuni și o să mai scot niște bănișori din hamon. Hamonul are un preț extraordinar. Vine și hamonul. Bun, facem asta data viitoare. Până atunci, sper că v-a plăcut și v-am salutat.